Chiar mă simt onorată să-mi auziți vocea astăzi și să împărtășesc cu dumneavoastră experiența trăită în acest proiect. Ascultându-i pe colegii mei, am înțeles trei lucruri care cred că le-aș putea face veșnic. Să ascult cum curgea apa în izvor, cum arde focul în vatră și cum alții lucrează. De asta cred că nu o să mă satur niciodată. Dar în cadrul proiectului am înțeles alte trei lucruri care cred că nu m-ar obosi vreodată: cum se învață democrația, cum se consolidează democrația și cum funcționează democrația. Și toate trei s-au încadrat perfect în acest proiect minunat numit Engleza Catalizator al Democrației în Școli. La început de proiect am googlat să văd cum sună cuvântul democrație în diferite limbi pentru a capta atenția elevilor. N-am mai apucat să văd rezultatele căutării. Știți că Google este un adevărat hoț de timp, pentru că privirea mea a fost furată de un alt articol al ziarului The Economist, care făcuse un studiu de constatarea nivelului de democrație în 167 de țări, încercând să cuantifice indicele de democrație prin Economist Intelligence Unit. 167 de țări și primul meu gând era: Doamne, unde e Republica Moldova? Din start știam că Coreea din Nord n-are ce căuta în acest top, evident, dar totuși unde este țărișoara mea? Am zis să-i dau o șansă să o caut în fruntea clasamentului. Ia-o de unde nu-i. Am dat scroll 30 de poziții. Surpriză, nici acolo nu era. Am mai dat scroll 30 de poziții și atunci am înțeles de ce să înghit greu pastilele, pentru că s-o opresc în gât, ca un nod. Nu era nici în primii 60, dar foarte puțin după 60, mai exact poziția 69, în 2021 Republica Moldova se poziționează în clasament. Față de 2017, când a făcut un salt de 10 poziții, când ocupa locul 79. Primul meu gând era să împărtășesc cu această informație de fruct elevii mei. Clasa 7, cu privirea un pic confuză: n-am profesor, dar e de bine sau e de rău? Le-am zis ca un american încrezut: not bad at all. Deloc nu-i rău. Doar că avem foarte mult de muncit pentru ca să ajungem în acel top fără cusur. Iar pentru asta trebuie să ne privim într-o oglindă care nu ne place. Știm că toți avem acasă oglinda care ne face mai supli, mai puțin grizonați în cap, doar că noi trebuie să o alegem pe cea care arată imaginea veritabilă. Să fim critici, să fim raționali, să spunem lucrurile pe nume și să consolidăm, să îmbunătățim existența democrației în comunitățile noastre. Astfel vom reuși. Cum o facem? Utilizând instrumente care ar valorifica obiectivele noastre în acest context, iar activitățile demarate în proiectul Engleza Catalizator al Democrației în Școli au valorificat aceste instrumente. Mă refer nu doar la cele de instruire cu elevii, dar și la sesiunile de informare cu formatorii noștri, care au creat o chimie ce s-a rezultat cu ridicarea nivelului de conștientizare a fortificării democrației în școală. Elevii mei au înțeles că trebuie să valorificăm cel mai important element al democrației: dreptul. Eu voi respecta dreptul tău, tu pe al ei, ea pe al vostru, iar dumneavoastră pe al nostru tot. Și tot așa până împânzim toată țara asta cu cei ce numim noi și cei ce iubim cel mai mult: democrația. Astfel vom construi o societate și un viitor frumos care va fi moștenit de o generație împlinită. Pe final vreau să evidențiez că în democratizarea școlilor nu este nevoie de multe resurse. Gaz, apă, lumină, butan, propan, nu avem nevoie. Avem nevoie de inteligență și creativitate. Resurse inepuizabile pe care noi o putem exploata la maxim, ceea ce am și făcut în acest proiect. Pe final vreau să mulțumesc și domnul Iordăchescu, deja a spus, doamnei Eveline Gorobeț, profesoara noastră de limba engleză, care chiar am valorificat împreună timpul petrecut. Ea, de fapt, este și sursa noastră de inspirație în demararea multor proiecte în cadrul laboratorului, activităților, și chiar a perfecționat ceea ce am știut, dar și n-am știut. Partenerilor externi și CIGDE, vă mulțumim mult pentru șansa oferită. Știți că sunteți minunați, da? Obișnuiți-vă cu ideea asta. Vă mulțumim că ne alintați chiar des cu activități și să știți că noi nu ne săturăm de așa gen de activități niciodată. Continuați, noi suntem alături, iar tuturor iubitorilor de democrație vă urez succes!